Scumpă familie, Vițela. Sora Vivi. Frate Cristian. Familie întoliată. Biserică a Domnului Iisus, frați și surori în Domnul, prieteni ai familiei. Mulțumesc. Bine ați venit în locul acesta. Este cel mai nedorit loc de noi oamenii. Este cel mai puțin vizitat de noi oamenii. Nu venim să ne plimbăm cu copiii prin locul acesta, nu venim soți cu soții să ne plimbăm seara. Însă, deși este un loc atât de nedorit, iată ne aflăm în locul acesta, ca unii care știm și acceptăm gândul acesta, cu toții vom sfârși alergarea noastră pe pământul acesta într-un loc ca și acesta. Din Biblie înțelegem că este bine să fim aici, să plângem cu cei ce plâng, să le fim alături și Dumnezeu prin fiecare din noi să emane, să reverse mângâiere pentru familia care are lacrimi pe obraj, care poartă haina suferinței, haina de doliu. Și vrem să vă spunem că toți care suntem aici, suntem fiindcă atât pe dumneavoastră, cât și pe cel care a fost Daniel Vițelar, pastorul Bisericii Philadelphia din Vels, colegul nostru de slujbă, zeci de ani. Ne sunteți dragi, vă iubim cu acea iubire pe care Dumnezeu, prin Duhul Lui, a turnat-o în inimile noastre. Vrem, timpul care ne stă în față, să medităm puțin la viața fiecărui om, viața mea, viața dumitale, care se scurge cu fiecare secundă care trece și odată cu ea trecem și noi. Vreau pentru început să cerem ajutor, sprijin din partea lui Dumnezeu și vreau să-l rog pe presbiterul Bisericii Philadelphia, pe fratele Șipoș, să vină aici, să înalțe o rugăciune de ajutor înaintea lui Dumnezeu și cu toți inimile noastre să ne închinăm Domnului și să îl chemăm pe El să fie prezent cu noi la această slujbă. N-a ajuns. Încă nu a ajuns și eu am ajuns destul de greu aici. Dânsul probabil că cunoaște direcția, însă eu am ajuns foarte greu în această zonă. Voi face eu lucrul acesta. Cei care aveți posibilitatea și doriți să ne ridicăm la rugăciune. Tatăl nostru din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și aici pe pământ. În numele Domnului Iisus, Fiul Tău prea iubit, te rugăm în această zi, o zi de durere, o zi de întristare, o zi de despărțire, de fratele nostru, Daniel, aș vrea să te rugăm să fii în mijlocul nostru cu mângâierea Ta, cu cuvântul speranței, cu pacea care poate să inunde ființele noastre și încrederea în Tine. Mă rog să binecuvintezi familia Vițelar, pe sora Vivi într-un mod deosebit, mângâie inima ei, Doamne, și întărește-i credința și speranța ei în Tine. De asemenea, pentru fiul lor, pentru Cristi, te rog să-L binecuvintezi Tu chiar acum. Și împreună cu ei, Doamne, tot poporul care stă adunat înaintea Ta, lasă mângâierile Tale, lasă prezența Ta prin cuvântul care se va rosti aici, să găsească un pământ desțelenit și să aducă speranță fiecăruia dintre noi. Doamne, aș vrea din toată inima și într-un astfel de context, numele Tău să se glorifice, să se proslăvească. Noi știm, Doamne, din făgăduințele Tale că nu se termină pe marginea gropii istoria omului, ci ea abia începe. Viața de dincolo de mormânt, dincolo de Iordanul morții.
Tu te-ai dus să ne pregătești un loc pentru că acolo unde ești Tu să fim și noi. Și prin credință, Doamne, știm că fratele nostru, robul Tău, slujitorul Tău, a ajuns în odihna în care Tu l-ai chemat. Noi urmăm, Doamne, și am vrea să ne pregătim timpul care ne-l mai dai pe pământul acesta, încât să fim siguri că vom ajunge și noi în locul pregătit de Tine pentru eternitate. Te rog să binecuvintezi cântarea, cuvântul și tot ce se va face în locul acesta și inimile noastre, Doamne, să simtă prezența Ta și mângâierea din partea Ta. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt Te-a rugat toate acestea. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile, cei care aveți un loc. Vreau să vă anunț că suntem într-un loc public, într-un context al pandemiei și chiar am fost anunțați că și autoritățile sunt deja aici prezente și aș vrea ca să păstrăm unde este posibil și distanță, însă măștile pe tot parcursul acestei slujbe sunt obligatorii, doar cei care ieșiți în față și aveți ceva de spus, atunci puteți să vă luați masca jos, după care din nou să fie așezată și vrem să dăm cezarului ce este a cezarului, să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și în sensul acesta. Consider că toți care sunteți aici l-ați cunoscut pe pastorul Daniel Vițelar. Îl consider un om mare al lui Dumnezeu. Am slujit mulți ani împreună și m-am simțit onorat în toți anii aceștia să fiu împreună cu el, slujitor al lui Dumnezeu. Un om care a luptat pentru mântuirea sufletelor, pentru binele oamenilor, din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere material, un om care s-a implicat caritativ în viața multor oameni, organizând ajutoare, transporturi spre România, în locurile unde mulți nevoiași au fost binecuvântați prin slujirea acestui om. Cei care cunoașteți Scripturile, vă aduceți aminte o femeie harnică care cu mâinile ei cosea și croșeta hăinuțe pentru oameni în nevoi și când a murit, aceștia au plâns-o. Așa am putea să privim slujirea acestui om care până în ultima clipă a fost frământat de lucrarea lui Dumnezeu și de binele oamenilor nevoiași. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru un astfel de slujitor, dedicat, devotat lui Dumnezeu din toată inima. Un om care neobosit și până în ultima clipă a slujit lui Dumnezeu. Am înțeles că ieri seară la priveghi mulți colegi de-ai noștri de slujbă, mulți frați păstori, au avut cuvinte din amintirile lor, din experiențele lor și slujirea lor împreună cu Daniel Vițelar, despre slujirea lui, despre viața lui. Și un ceas cât vom sta aici, nu cred că ar fi suficient să spunem tot ce a făcut bărbatul acesta, însă un singur lucru vreau să subliniez. În Biblie găsim scris că nici măcar un pahar cu apă care a fost dat în numele Domnului nu își va pierde răsplata, cu cât mai mult toată implicarea, toată slujirea acestui om. El acum se odihnește de toată osteneala lui, de toată truda lui. Dumnezeu care l-a creat, care l-a mântuit, care l-a chemat la slujire, Dumnezeu i-a făcut această ultimă chemare, vino în odihna stăpânului tău. Vino rob bun și credincios. Și Dumnezeu l-a găsit gata, l-a găsit vrednic să-l așeze în locul pe care i l-a pregătit încă mai înainte de a fi pământul. Zic ca Dumnezeu să binecuvinteze toată strângerea noastră aici, să o binecuvinteze pe sora Vivi, pe fratele Cristian și toată familia și Biserica Philadelphia din Vels.
Aș vrea, până vor mai sosi din colegii noștri de slujbă, îl așteptăm să fie între noi și fratele Edwin Jung, care este președintele cultului penticostal din Freikirchengemeinde din Austria. Ieri, la conferința la care am fost împreună, mi-a spus dorința de a fi cu noi aici, ca unul care a slujit de asemenea împreună cu fratele Vițelar și neapărat dorește să fie în locul acesta. Îl așteptăm și pe dânsul și alți colegi de slujbă. Până atunci aș vrea fanfara să se închine Domnului printr-o cântare. În timpul acesta aș vrea și noi să ne închinăm Domnului, să medităm fiecare la sufletele noastre, la relația noastră cu Dumnezeu, la modul cum umblăm pe pământul acesta, cum trăim și la clipa care se apropie cu fiecare zi care trece de finalul vieții noastre și ne vom întâlni cu Creatorul nostru. Să ne punem în această zi întrebări, să ne gândim cum voi sta înaintea Creatorului meu, a Dumnezeului meu și ce cuvinte voi auzi din partea Lui. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să se atingă de fiecare din noi și să pună în noi dorința apropierii mai mult și mai sinceră de Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fanfara laudă pe Domnul. Thank you.
Avem între noi pe sora Bujdei de la Viena, Biserica Elim, sora care de multe ori a avut în slujba pe care dânsa o face și de asemenea fratele Daniel ne-a luat interviuri, a stat de vorbă cu mulți păstori din bundul nostru și de asemenea are un bagaj de amintiri despre fratele Daniel și aș vrea să o rog în câteva minute, 2-3 minute să ne spună din inima dânsei câteva lucruri. Veniți aici în față la microfon ca să puteți fi auzită. Apoi salut în mijlocul nostru pe fratele păstor Ardeu Aurel din România, de la Sântana. Dumnezeu să vă binecuvinteze. După sora Bujdei, de asemenea dumneavoastră, să aveți un cuvânt de încurajare pentru noi toți și pentru slava Domnului. Pace vouă! Când spui Daniel Vițelar, spui relații, oameni, evenimente, organizare. Împreună cu soțul meu am avut deosebită onoare ca mulți ani să colaborăm. Exact cum spunea fratele Ioel, ne ocupăm de revista Apa Vieții și de fiecare dată când îl sunam, îi spuneam: frate Daniel, avem nevoie de un articol pentru revistă. Următoarea zi îmi spunea: am și găsit. Și un lucru ce m-a fascinat la fratele Daniel era faptul că nu scria dânsul articole, ci totdeauna găsea o persoană tânără care să scrie articole. Apoi, ce m-a fascinat la fel foarte mult, un alt palier, ani de zile am fost în bordul de organizare a conferințelor naționale de la St. Pölten și fratele Daniel Vițelar se ocupa cu departamentul de ordine. Și acolo erau implicați foarte mulți oameni de ordine. Și de fiecare dată, chiar dacă muncea foarte mult, spunea: slavă Domnului că și la această conferință s-au întors mulți oameni la Hristos. Acesta era visul lui. A fost un om pasionat pentru Hristos. Avem de-a face cu foarte mulți oameni, dar pasiunea, devotamentul și râvna lui mi-au spus multe despre Daniel Vițelaru. Apoi, un alt departament a fost partea caritabilă. Dânsul era în Vels și noi eram în Viena. Și spuneam: uite, Daniel, trebuie să trimit acolo lucruri. Gabi, niciun fel de problemă. Chiar am vorbit cu el când era internat în spital, după o chimioterapie, și mi-a spus: Gabi, vezi că ți-am organizat. Și am rămas frapată. Am zis: wow, el cu cancer și se mai gândește la alții. Poate unii dintre noi, poate nici nu ne-am dat seama că ne-am gândit numai la boala noastră, dar el s-a gândit acolo. Sora Vivi, vreau să fiți mândră de fratele Daniel. A fost un om cu inimă mare și aleasă pentru Hristos. Și un alt departament, când a început lucrarea radio, primul om care l-am sunat direct de acolo a fost Daniel Vițelar. I-am spus: uite, Daniel, vreau să facem direct. Și el a fost foarte, imediat mi-a zis: Gabi, fără probleme, sunt aici. Și acum ceva pentru biserică. Știu că Biserica Philadelphia va avea o sărbare de 20 de ani de la inaugurare. Locul lui Daniel va fi liber. Dar fiecare din voi puteți să-i luați locul. Cred că ați învățat multe de la Daniel. Felul în care l-a iubit pe Hristos. Și să nu uităm, dragostea lui Daniel aș vrea să rămână în fiecare din voi. Să știți că nu l-am pierdut pe Daniel, ci în fiecare zi Daniel trăiește mai mult. Și aș vrea să spun un la revedere și ne-om vedea la cele țărmuri, Daniel. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți, și pentru biserică, și pentru familie. Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați! Amen.
iubită familie îndoliată, Vivi, Cristi și familia lărgită, Biserica Philadelphia din Wales. Doresc ca Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze și să vă mângâie. Sunt aici împreună cu fratele meu, Corneliu, cu Uțu, pentru că el mi l-a prezentat pe Daniel în urmă cu câțiva ani. Noi nu ne-am cunoscut, deși am locuit în același județ, în apropiere de Arad. Daniel i-a cunoscut pe frații mei mai mari, eu fiind cel mai mic din familie. Dumnezeu așa a rânduit ca să ne cunoaștem și din momentul în care ne-am întâlnit, am și rămas împreună prieteni și colaboratori pe câmpul Evangheliei. Daniel îmi spunea că părinții noștri, tatăl meu a fost păstor și a colaborat cu părinții lui. Aceste lucruri nu le-am știut. Dar vedeți dumneavoastră când Dumnezeu pune împreună oameni care se potrivesc, oameni care se aseamănă, oameni care au aceeași pasiune, aceeași dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și din momentul în care ne-am întâlnit și el a văzut lucrarea pe care noi o facem la Sântana și nu numai, a rămas încântat, mulțumit și s-a oferit să ne sprijinească în această lucrare caritabilă în orașul Sântana de județul Arad. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că datorită lui și datorită dumneavoastră care v-ați implicat și a susținut această lucrare deosebită, sute de copii și familii nevoiașe au beneficiat de dragostea dumneavoastră. Dumnezeu l-a ales pe Daniel să fie vârful de lance, omul care să suporte, omul care să se zbată, omul care să alerge și pentru el să potrivește ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 7. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Viața Domnului Iisus trebuie să se arate în trupul nostru și în trăirea noastră cu Domnul. Și pot să vă spun cu mâna pe inimă că fratele Daniel, pentru el, cerul a contat mai mult. Și să fie în voia lui Dumnezeu și să facă voia lui Dumnezeu. Nu s-a dat la o parte. A fost omul care mă suna săptămânal de 2-3 ori și discutam și vorbeam. Anul acesta a fost cel mai binecuvântat an pe care l-am avut de 30 de ani încoace de când mă ocup cu lucrarea aceasta caritabilă. De ce? Pentru că, poate paradoxal vorbind, noi nu ne-am gândit că Daniel va pleca așa de curând, dar Dumnezeu a vrut să își încheie Daniel alergarea pe acest pământ, ducând la final multe proiecte pe care le-am început împreună. 8 proiecte, 8 case pentru familii sărace, pe care le-am construit de la zero, și aceste familii au unde să locuiască. A venit în România acum câteva luni. El a fost omul care a știut că trebuie să plece, știind boala din trupul său, și așa cum s-a spus, a vrut să-și organizeze plecarea. S-a organizat în familie, în partea caritabilă, în biserică, a rânduit lucrurile, și a dorit să-și viziteze frații și surorile din România și să mai stea de vorbă cu ei, pentru că știa sigur că nu o să-i mai întâlnească anul acesta. A fost așa de meticulos, atât de organizat, atât de credincios. Și la noi în biserică, când a predicat atunci, ultima dată, ultima predică, a avut și cuvinte din partea Domnului pentru biserică. Și la un moment dat spunea, nu știu pentru cine spun aceste cuvinte, dar cred că Domnul mă îndeamnă să spun aceste cuvinte aici în biserica voastră. Și vreau să vă spun că în acele momente toată biserica a plâns.
Cercetarea Duhului Sfânt s-a simțit într-o așa mare profunzime că toți au spus la final, cu adevărat, Domnul a fost aici. A fost lovit, a fost... Ce poate să spună un păstor? De multe ori nu spune nimic. Pentru că el se încarcă problemele bisericii cu lucrurile care se frământă, mărturisirile care vin. Și poate niciodată nu i-a spus sorei Vivi ce-l frământă în adâncul inimii, ca să nu-l întristeze. Lovit din toate părțile, dar nu părăsiți, prigoniți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Diavolul a vrut să-l trântească pe Daniel, să-l termine cu el, când a avut accidentul, dar n-a reușit, pentru că Domnul a avut de lucru cu el. Și mulțumesc Domnul și să mulțumiți Domnului pentru oameni ca și aceștia. Rugați-vă pentru oamenii care se implică, rugați-vă pentru păstorii dumneavoastră, rugați-i și sprijiniți-i, pentru că o lună de a sta în locul lor, v-ați dat seama cât de greu este să conduci o biserică, să ai de-a face cu 10, dar cu 100, dar cu 500 de membri. Când fiecare vrea ceva, prețuiți-i cât sunt în viață. Acum putem spune lucruri frumoase. Putem spune lucruri deosebite. Dar de ce nu le-am spus când a trăit? De ce nu i-am bătut la ușă să spunem, frate Daniel, îți mulțumesc pentru slujirea ta? Poate că acum ai vrea să-i spui, dar nu mai poți. Mă apropii de încheiere și spun doar atât. În urmă cu o săptămână am fost la ordinarea unui frate păstor la Măderat și a început programul la ora 10 dimineața. La ora 10 și 20 sună telefonul, pe mut. Când mă uit la telefon, Daniel Vițelar. Am înlemnit și am crezut că Vivi mă anunță că a plecat. M-am dus afară din biserică și am sunat înapoi și când am auzit vocea m-am luminat. Slavă Domnului că este în viață. A fost ultima convorbire mai bună, după aceea mai puțin bună pentru că boala își făcea cale. Dacă atunci nu vorbeam cu el, îmi părea rău că nu. Și am spus la frații păstori, scuzați-mă că am ieșit, dar trebuia să iau telefonul acesta. Că putea să fie ultimul telefon al prietenului meu pe care puteam să-l mai aud vorbind. Vom mai vorbi cu el, dar nu aici, în cer. Ne vom mai întâlni, nu aici, dar acolo sus. De aceea să ne pregătim fiecare să ajungem acolo, ca să putem să ne revedem pe malurile, pe malul celălalt, pe plaiurile cerești. În numele familiei Ardeu, frații mei, surorile mele, de la Dina, de la Mimi, sincere condoleanțe și multă mângâiere și pace și Domnul să vă binecuvinteze. Biserica Philadelphia din Vels și toți ceilalți care ați venit și ați avut contact cu fratele Daniel Vițelaru, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frate Ioel, de asemenea, frați păstori care sunteți aici, vă las în grija Domnului și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Daniel Vițelar se naște la data de 20 august 1954 în localitatea Sânleani, județul Arad, fiind al 11-lea copil al familiei Vițelar, Gheorghe și Sabina. În această familie binecuvântată cu 12 copii, dintre care doi au murit de mici, Daniel crește alături de cei 6 frați, Pavel, Petre, Ioan, Gheorghe, Mihai, Timotei și alături de cele 3 surori, Maria, Elena și Ana. Încă de mic învață de la părinți calea Domnului, ce înseamnă avea o relație personală cu Dumnezeu, chiar și în vremuri de restriște și de a fi pregătit în orice vreme să te întâlnești cu Creatorul. Termină școala primară și gimnaziul la Livada, apoi urmează cursurile școlii profesionale și apoi liceul în Arad. Începe sportul de performanță la clubul sportiv Voința Arad,
disciplina canotaj, club în cadrul căruia devine campion național. Datorită performanțelor deosebite, este înrolat pentru a satisface stagiul militar la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. În toată această perioadă, părinții se roagă fierbinte ca Dumnezeu să-i schimbe viața și Daniel să se împace cu Domnul și să încheie legământul în apa botezului. În anul 81 se stabilește în Austria, la Vöcklabruck. Pe soția sa, Vivi, o cunoaște în 1987, în perioada unui concediu în România. În același an, în data de 31 decembrie, se căsătoresc în Lenzing. După 2 ani de căsătorie, Vivi încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă în biserica din Viena, păstorită de fratele Moise Gaude. 9 luni mai târziu se deschide și prima biserică română din Linz, perioada în care și Daniel s-a hotărât să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă. Dragostea lor a fost binecuvântată de Dumnezeu cu fiul mult dorit și iubit Cristian. Din 1991, Daniel a fost membru în Biserica Muntele Sionului din Wolfsegg. Slujirea lui sinceră și pasiunea înflăcărată a lui Daniel pentru lucrarea lui Dumnezeu au crescut tot mai mult și în dorința de a cunoaște mai mult cuvântul lui Dumnezeu a urmat și a absolvit cursurile școlii biblice Gemeinde Gottes din Viena. În 2001, cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună cu un grup de frați, plantează Biserica Philadelphia din Wales. Slujirea și dăruirea cu care s-a implicat în lucrarea bisericii i-au adus ordinarea ca diacon și mai târziu cea de prezbiter al bisericii. Dar planul măreț al lui Dumnezeu cu privire la Daniel nu s-a oprit aici. Daniel răspunde chemării și este ordinat păstor al Bisericii Philadelphia din Wales. Dorința de a fi folosit și umblarea zilnică cu Dumnezeu au fost temelia slujirii sale. A iubit mult biserica, mult de tot, a slujit și când încercările vieții aproape l-au doborât, având credința că Iisus, prietenul lui cel mai bun, este acolo cu el. A fost foarte apropiat de tinerii și copiii bisericii. A fost implicat activ din punct de vedere organizațional în organizarea conferințelor anuale Gemeinde Gottes din St. Pölten. Un alt aspect important al slujirii sale au fost actele de caritate, fiind și membru în organizația Oberösterreich-Tafel. A fost implicat în ajutorarea săracilor din România până în ultimile clipe ale vieții sale. De asemenea, a ajutat pe oricine îi cerea ajutorul în relațiile cu autoritățile austriece, traducând și pregătind documente, găsirea unui loc de muncă, fiind implicat activ până la rezolvarea cazului respectiv. Afecțiunea și iubirea cu care i-a înconjurat pe cei din jurul său i-au făcut pe aceștia să-l numească papa. Cu inima aleasă, Daniel și Vivi au înfiat 2 copii, Elena Mal și Iulian Benza. Înconjurați cu dragoste, aceștia împreună cu familiile lor au devenit parte a familiei Vițelar Lărgite. În decembrie 2019, în urma unor analize medicale, a fost diagnosticat cu cancer. Deși a trecut prin suferințe cumplite, în toată această perioadă a rămas fidel legământului cu Dumnezeu, slujind cu credincioșie în biserică și încurajând familia și pe cei din jur, proclamând bunătatea lui Dumnezeu. În ultimile 2 luni, cancerul a devenit mai agresiv și Daniel le-a petrecut mai mult în spital. În 26 octombrie 2021, orele de la 1 până dimineața, soția, Vivi și Daniel le-au petrecut împreună rugându-se. Și cântând, simțim prezența Duhului Sfânt peste ei. În aceeași dimineață, la ora 6:55, având o liniște de plină, plin de o pace covârșitoare, Daniel își încheie cu bine alergarea pe acest pământ și trece la Domnul într-un mod lin și sublim. Acum se află în locul unde nu mai este boală, durere, slăbiciune sau lacrimi, pentru că acolo este împreună cu Domnul Iisus, pe care l-a iubit și l-a slujit. Acum Daniel a devenit parte a norului de martori, care ne încurajează să mergem înainte, să nu ne lăsăm, să nu cădem de oboseală în a-L sluji pe Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.
Ascultăm un grup, lăudăm pe Domnul cu o cântare, Nacht ist ein Lied, Pastor Fred Lambert wird einem Wort aus dem Heiligen Schrift zu uns sprechen și Domnul să binecuvinteze slujirea Lui și inimile noastre. Amin. Țara
Was für ein wunderschöner Tag wird es sein, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen und alle unsere lieben Verwandten, die uns vorausgegangen sind. Liebe Vivi, liebe Christian, liebe Trauerfamilie, liebe bisherige Philadelphia und liebe Geschwister, Himmel ist jetzt reicher und wir sind ärmer. Das hat mein Pastor in New Jersey immer gesagt und es stimmt. Himmel ist reicher und hier auf Erden sind wir ein bisschen ärmer. Aber weil Himmel unser Zuhause ist, freuen wir uns für Himmel und freuen wir auch auf den Tag, wo wir Pastor Daniel wieder sehen werden. Aber zuerst, ich möchte mein tief empfundene Beileid aussprechen und auch von Judy und auch vom Freikirchengemeinde Wels. Unsere Herzen sind schwer und wir trauern mit euch. Pastor Daniel war für Judy und mich persönlich ein ganz besonderer guter Freund und auch für unsere Gemeinde. Wir haben schöne Zeiten miteinander erlebt, die wir niemals vergessen werden. Auch im Laufe der Jahre teilte er Gottes Wort mit uns, auch in die Gemeindegottesdienste, die wir gemeinsam gemacht haben. Und ich werde nicht vergessen, in all seinen Botschaften war eines ganz wichtig. Und das ist, dass wir für Jesus ganz hingegeben leben sollten. Dass wir unser ganzes Leben für den Herrn leben sollten, mit ganzer Kraft. Und er war eine große Ermutigung für mich persönlich und auch ein fröhlicher Christ. Wir sind so dankbar dafür. Wir haben einander öfter ermutigt. Ich glaube, als Ausländer haben wir einander auch irgendwie verstehen können. Wir haben schöne Gespräche gehabt. Das erste Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, werde ich nicht vergessen. Er hat mich angerufen, weil sie haben die Gemeindegründung in Wels begonnen und waren in einem Gebäude, die ziemlich teuer war. Und sie suchten andere Räumlichkeiten. Und dann eines Tages hat er mich angerufen und er hat gesagt, dass dieses andere Gebäude zu teuer war und dass er und einige andere in die Gemeinden manchmal 20% oder 30% von ihr Einkommen investieren müsste, einfach um die Miete zu bewältigen. Als ich seine Stimme gehört habe und auch diese Aussage gehört habe, ich wusste, hier ist ein Mann, den ich wirklich vertrauen kann. Einer, der den Herrn wirklich hingegeben ist. Und er hat gefragt, ob sie Gottesdienste dann bei uns in der FCG Wels dann abhalten können. Und ich habe gesagt, natürlich, ganz klar, wir freuen uns. Wir haben auch eine große Liebe für Rumänien gehabt, ja? Und haben das heute noch. Es tut mir leid, dass ich das nicht auf Rumänisch sagen kann. Ich kann nur ein paar Worte sagen. Domnul Sutubine Cuvanteze und Slava Domnului. Amen. Aber das hat mich so beeindruckt, dass er und sein Team, sie waren bereit, alles zu geben und alles zu tun, was notwendig war, um Gottes Reich zu bauen, um die Gemeinde zu gründen. Ich habe ihm sogar gesagt, ihr könnt die Gottesdienste kostenlos bei uns machen, aber er sagt, auf keinen Fall, diese Gebäude kostet euch etwas und wir möchten auch unseren Teil dazu beitragen. So begann unsere Beziehung. Und es war eine schöne Beziehung, weil eigentlich zu diesem Zeitpunkt waren wir auch nicht von allen so gut verstanden. Wir waren nicht der normale, durchschnittliche, pfingstliche Gemeinde. Und vielleicht hat einer oder den anderen auch gesagt, wir sollten vorsichtig sein mit dieser Gemeinde. Aber ich habe nur echte Liebe, Ehre und Respekt von ihm erfahren. Und ich bin so dankbar dafür. Und ich kann mich erinnern, später als die Gemeinde bisherige Philadelphia begonnen hat, Lobpreis zu leiten mit Schlagzeug und elektrische Instrumente und mit dieser Lichtanlage, hatte auch nicht von allen wirklich so eine einfache Zeit gehabt. Nicht alle haben das auch verstanden und wir konnten einander ermutigen in dieser Zeit. Ja, vielleicht verstehen uns alle nicht, aber wir werden beide den Herrn dienen. Und für ihn war das wichtiger, Menschen zu erreichen. Und wenn es bedeutet, okay, dass wir die Gottesdienste moderner machen, mit elektrischen Instrumenten, diese Lichtanlage, ganz besonders die Jugendliche wollte er erreichen. Sie lagen groß auf seinem Herzen. Und für ihn war das wichtiger, als was andere Menschen dachten über ihn, Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir haben einander gegenseitig ermutigt. Und es war mir auch eine Ehre, der Gemeinde Philadelphia zu dienen über die Jahre.
Und auch ist es mir immer noch eine große Ehre, ein Teil von Familie Wittelau zu sein. Das werden wir auch bleiben. Nicht nur hier auf Erden, sondern auch im Himmel. Geschwister sind wir. In Philipperbrief 1, Vers 20 schrieb der Apostel Paulus: Denn ich erwarte und hoffe, dass ich in keiner Hinsicht beschämt werde, dass vielmehr Christus in aller Öffentlichkeit, wie immer so auch jetzt, verherrlicht werden wird in meinem Leibe, ob ich lebe oder sterbe. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Und dann in Vers 23 hat er weiter geschrieben: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Und Paulus sagte, dass das Sterben eines Menschen kann auch Gott verherrlichen. Und ich glaube, das ist auch genau das, was geschehen wird hier in unserer Mitte heute. Dass vielen Menschen werden wieder neu an die Dinge denken, die sie mit Pastor Daniel erlebt haben, die Worte, die er gesprochen hat. Friede und Freude und Liebe erfüllen die Atmosphäre und wir wissen, dass es ihm jetzt weit besser geht. Aber wir werden ihn vermissen und das erweckt in uns alle ein Sehnsucht nach unserem himmlischen Zuhause. Und das ist gut so, weil diese Welt ist nicht unser Zuhause. Und hier sind die Dinge nicht, wie Gott es gewollt hat. Gott wollte, dass es uns in jeder Hinsicht gut geht. Und hier gibt es Schmerzen und Leiden und Trennung. Und das war niemals Gottes Wille. Wir sollten nie zu bequem sein hier auf der Erde. Wir sind hier für eine kurze Zeit und nur für einen bestimmten Sinn und Zweck. Pastor Daniel hat es gewusst. Seine Bestimmung hat er entdeckt. Und er hat es mit ganzem Herzen dann auch gefolgt. Wir sind nur hier auf einer Durchreise, konnte man sagen. Und wenn unsere Leben hier auf Erden zu Ende kommt, dann gehen wir auch nach Hause, wo das weit besser ist. Aber wir möchten das nicht früher machen, als wir sollten. Wir möchten unsere Lauf vollenden, wir möchten unsere Aufgabe, die der Herr uns gegeben hat, auch erledigen. Ich habe Mittwoch mit Christian gesprochen und er hat mir gesagt, dass sein Papa diese Schriftstelle aus 2. Timotheus Kapitel 4 erwähnt hat in der letzten Zeit. Wo Paulus schrieb: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und nun, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Dafür sind wir hier, um einen Auftrag Gottes zu erfüllen, um einen Lauf zu laufen und den Glauben zu bewahren. Gott hat eine Arbeit für jeden Einzelnen von uns in seiner Gemeinde, in seinem Weinberg, in seinem Reich. Und das war Pastor Daniels größter Wunsch, diese Arbeit zu erfüllen. Deswegen lebte er. Er lebte für den Sinn, für den der Herr ihm erschaffen hat. Und er hat seinen Lauf vollendet. Und er hat den Glauben bewahrt. Und er ist treu geblieben zu dem Ruf, den Gott ihm gegeben hat, auch wenn es nicht immer einfach war. Jetzt darf er die Belohnung seines Arbeits jetzt genießen. Die Gemeinde Philadelphia, bisherige Philadelphia, ist immer noch stark. Auch in diesen letzten 2 Jahren, wo Pastor Daniel so krank war, ist die Gemeinde gewachsen. Und dann vor kurzem hat er die Gemeinde übergeben an unser Bruder Florin. Und Florin, ich möchte dich ermutigen, mach weiter so mit dieser ganzen Hingabe
genau wie Pastor Daniel das machte. Ich möchte auch Bruder Paul von ganzem Herzen danken. Säule der Gemeinde bist du. Warst von Anfang an da und hast geholfen und hast unterstützt und bist so eine Stärke für die Gemeinde. Mach weiter so. Liebe Vivi, du wirst auch weiterhin ein Mama für diese Gemeinde sein. Denke nicht, dass dein Auftrag jetzt vorbei ist, nur weil Pastor Daniel zum Herrn heimgegangen ist. Die Gemeinde, sie werden dich mehr als je brauchen. Weil du hast etwas, die anderen nicht haben. Weißt du, die jungen Leute sind stark und sie machen alles super. Aber du hast viele Jahre Erfahrungen mit dem Herrn gemacht. Du weißt, wie man durchkämpft. Du weißt, wie man dranbleibt, auch wenn es nicht einfach ist. Und sie werden von diesen Erfahrungen wirklich profitieren. Amen. Und ich möchte auch versprechen, dass bisherige Philadelphia, sie werden für euch da sein. Sagt Amen, bisherige Philadelphia. Amen. Und wir werden auch für euch da sein. Christian, ich weiß, die letzten Jahre waren nicht einfach für dich. Aber dein Vater hat dich so lieb gehabt und ist zu dir gestanden, als andere das nicht gemacht haben. Und der Herr hat ein großartiges Plan für dich und lass niemals zu, dass die Vergangenheit deine Zukunft bestimmt. Christine, ich weiß, du hast auch Schmerzen erlebt in den letzten Jahren und nicht alles ist gegangen, wie du vorgestellt hast. Aber der Herr sieht dein Herz und er heilt dich einen Schritt nach dem anderen. Und er hat Großes vor, auch mit dir. Du bist ihm ganz wertvoll. Und zu allen anderen, die heute hier sind, der Herr sagte mir ganz klar, dass heute ist ein Tag, wo Pastor Daniel immer noch Frucht bringen wird. Frucht, die bleiben wird. Ich bin überzeugt, dass die meisten von uns, wir kennen Jesus Christus. Wir sind Christen, von Neuem geboren. Wir wissen, was das heißt, ein Teil der Familie Gottes zu sein. Aber es könnte sein, es gibt eine oder den anderen. Du hast irgendwann mit Pastor Daniel gesprochen und er hat dir ganz sicher von Jesus erzählt. Und vielleicht hat er auch gesagt, es gibt bestimmte Bereiche, die Veränderung brauchen in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, gib dich den Herrn heute ganz hin. Es ist es wert, für den Herrn zu leben. Ich bin überzeugt, dass wenn Pastor Daniel hier unter uns sein konnte, das ist genau, was er sagen würde. Liebe Leute, Himmel ist wunderschön und es lohnt sich, für den Herrn zu leben. Und ich möchte jetzt ganz kurz euch bitten, die Augen zuzumachen. Und vielleicht ist es nicht gewöhnlich, überall beim Begräbnis so was zu machen. Aber ich habe das so stark im Herzen bekommen, dass das der Wille Pastor Daniels auch sein wird, dass alle, die hier anwesend sind, die alle, die gekommen sind, um ihm diese Ehre dann zu erweisen, dass jeden Einzelnen von uns, wenn unsere Zeit kommt, dass wir werden alle zum Herrn heimgehen und dass keiner, der hier ist, verloren gehen wird. Aber die Entscheidung liegt bei uns und ich möchte euch alle einladen, mit mir ein ganz kurzes Gebet zu beten. Und wenn du schon an Jesus glaubst, ich würde dich auch bitten, das zu beten. Das wird vielleicht einen oder den anderen dann auch ermutigen. Und lasst uns von ganzem Herzen und im Glauben sagen, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Und ich danke dir dafür. Du hast den Tod besiegt. Und du lebst in Ewigkeit. Komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Hilf mir, mit dir zu gehen. Und deine Pläne für mein Leben zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der dieses Gebet zum ersten Mal oder erneuert gebetet hat, als eine neue Hingabe. Ich bete, schenke sie die Gnade, die sie jetzt brauchen. Und Vater, ich bete für meine liebe
Schwester Vivi und ihre ganze Familie, umgebe sie jetzt mit Gnade und Liebe und Kraft. Lass sie deine Nähe spüren, ganz mächtig in den nächsten Tagen. Und Herr, wir danken dir für die guten Pläne, die du hast. Und ganz besonders für ein Wiedersehen im Himmel mit Pastor Daniel. In Jesu Namen. Amen. Zum Schluss noch vorbereitet sind für ein Lied. Ich möchte jetzt Pastor Edwin Jung, der Vorsitzende unserer Bewegung, einladen, ein Wort mit uns zu teilen. Liebe Vivian, liebe Vivi, liebe Familie, ich möchte euch in meinem Namen und im Namen der Frau auch unser herzlichstes Beileid ausdrücken und die Wünsche Gottes auch und Segen Gottes weitergeben. Auch im Namen der Freien Christengemeinde in Österreich darf ich hier stehen und auch die Grüße weitergeben. Pastor Daniel war ja Pastor der Freien Christengemeinde in Österreich die letzten Jahre und ich habe ihn immer sehr bewundert, war ein Vorbild für mich. Wir kennen uns ja schon etwa 30 Jahre lang. Ich habe mit ihm Fußball gespielt. Und bei Gera Sims auf der Wiese, gar nicht so weit weg von hier, hatten wir den Sonntagnachmittag manchmal verbracht mit Fußball und viel theologisieren, sprechen, essen, Barbecue. All das gehört dazu, was die Rumänen ja auch gerne machen. Ne? Und das war so richtig sein Leben. Und mit ihm zu reden, mit ihm Gemeinschaft zu haben, das hat mich immer sehr aufgebaut. Ich war damals ein junger Pastor und es war eine wirklich schöne Zeit mit ihm. Immer erinnere ich mich an diese Dinge. Ja, weil wir einfach die Zeit auch da viel, einige Zeit damit verbracht haben. Und wie schon in vielen Worten gesagt wurde heute, auch danke Fred für die wunderbaren Worte von dir. Ein großartiger Mensch, ein großartiger Diener Gottes ist nach Hause gegangen, vorgegangen, uns vorgegangen und ihm dürfen wir nacheifern. Ich habe ein Wort mit, das ist mir so gestern in den Sinn gekommen, ganz stark. Aus Hebräer 13, 7. Gedenkt eurer Führer oder eure Leiter, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und ich glaube, bei Daniel können wir das sagen. Zurückschauen und ihn anzuschauen, zu sehen, seinen Wandel, der mit dem Wort Gottes so innig verbunden war, wie wir auch schon gehört haben, ganz klar in der Hingabe auch zu seinem Herrn. Am Anfang ist es immer toll, wenn man anfängt zu laufen im Glauben, dann hat man vieles zu bewältigen, man hat Freude und Spaß und das Leben ist toll. Aber wenn man lange mit Gott geht, kommen die Erfahrungen dazu. Viele Erfahrungen, schwierige Zeiten, herausfordernde Zeiten, schöne Zeiten, aber da bewährt sich das Leben dann. Und da darf man auf Menschen auch wie Daniel hinsehen und sagen, danke Gott für so einen Menschen, für so einen Mann, für so einen Mann Gottes, der uns vorgegangen ist. Mir gefällt das hier, schaut den Ausgang ihres Wandels an. Nicht das Ziel, das Ende, den Ausgang, Hinübergang. Ja, das Leben geht weiter. Wir als Christen haben eine großartige Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass das Leben ja hier nicht endet, sondern dass das Leben weitergeht und dass wir eigentlich einen Schritt in die Ewigkeit hinein machen. Und er ist uns vorausgegangen und da will ich gerne auch mich einreihen und Gott danken auch für ihn und euch Gottes Segen wünschen. Ich wurde gebeten, den Lebenslauf auf Deutsch zu lesen und möchte das nächste noch machen jetzt. Daniel Wittela wurde am 20. August 1954 in San Leane im Kreis Arad als 11. Kind der Familie Wittela, George und Sabina geboren. In dieser gesegneten Familie mit 12 Kindern, da sieht man fast eine Fußballmannschaft, oder eine richtige Fußballmannschaft schon. Ne? Das war so in seinem Blut, Sport. Von denen zwei jung starben, wächst Daniel mit seinen 6 Brüdern, Pavel, Petre, Johann, George, Mihai, Timotei und seinen 3 Schwestern Maria, Elena und Anna auf. Bereits in jungen Jahren lernte er von seinen Eltern den Weg Gottes, was es bedeutet, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben und auch in schweren Zeiten bereit zu sein, seinem Schöpfer zu begegnen.
Er absolvierte die Grundschule und das Gymnasium in Livada und anschließend besuchte er die Berufsschule und die höhere Schule in Arad. Kurz darauf startet seine Leistungssportkarriere im Sportclub Arad, beginnend mit der Ruderdisziplin, in der er sogar Landesmeister wird. Aufgrund seiner herausragenden Leistung wird er rekrutiert und leistet seinen Militärdienst im Armeesportclub Steaua in Bukaresti ab. Während dieser Zeit beten seine Eltern für Daniel. Er möge sein Leben Jesus übergeben und sich taufen lassen. 1981 ließ er sich in Vöcklabruck in Österreich nieder. Wifi, seine Frau, lernte er 1987 während eines Urlaubs in Rumänien kennen. Im selben Jahr, am 31. Dezember, heiraten. Nach 2 Jahren Ehe geht Vivi einen Bund mit dem Herrn durch die Wassertaufe in der Gemeinde Wien unter der Leitung von Moise Gaude ein. 9 Monate später öffnet die erste rumänische Gemeinde in Linz. Da beschloss auch Daniel, sich taufen zu lassen. Ihre Liebe wurde durch Gott von ihrem geliebten Sohn Christian besonders gesegnet. Daniel war 1991 weg Mitglied der Gemeinde Zion in Wolfseck. Sein aufrichtiger Dienst und Daniels Leidenschaft haben ihn dazu bewegt, die Bibelschule in der Gemeinde Gottes in Wien zu besuchen. 2001 gründete er mit Gottes Hilfe zusammen mit einer Gruppe von Brüdern die Philadelphia-Gemeinde in Wels. Der Dienst und die Hingabe, mit der er sich für die kirchliche Arbeit einsetzte, brachte ihm die Weihe zum Diakon und später die des Presbyters der Gemeinde. Aber Gottes großartiger Plan für Daniel hörte hier nicht auf. Daniel folgte seiner Berufung und wird ordinierter Pastor der Philadelphia-Gemeinde in Wels. Dieser Wunsch, gebraucht zu werden und der tägliche Wandel mit Gott waren die Grundlage seines Dienstes. Er hat die Gemeinde aufrichtig geliebt. Er diente auch, als die Prüfungen des Lebens ihn fast vom Glauben zu Fall brachten. Er hielt daran fest, dass Jesus, sein guter Freund, bei ihm ist. Er stand den Jugendlichen und Kindern der Gemeinschaft sehr nahe. Er war auch außerhalb der Gemeinde in Wels aktiv und beteiligte sich an der Organisation jährlicher Konferenzen der Gemeinde Gottes in St. Pölten. Ein weiterer wichtiger Aspekt in seinem Dienst war seine Nächstenliebe. Daniel engagierte sich bis zuletzt für die Organisation Oberösterreichische Tafel und half den Armen in Rumänien. Er unterstützte auch jeden, der ihn um Hilfe bat. Sowohl im Umgang mit den österreichischen Behörden als auch beim Übersetzen verschiedener Dokumente. Ebenso half er Menschen erfolgreich bei der Jobsuche. Seine Zuneigung und Liebe, mit der er die Menschen in seinem Umfeld umgab, brachte die Menschen oft dazu, ihn Papa zu nennen. Liebevoll haben Daniel und Vivi 2 Kinder adoptiert, Elena May und Julian Benzer. Von Liebe umgeben wurde diesen zusammen mit ihren Familien auch ein Teil der Familien Wittelaar. Im Dezember 2019 wurde bei Daniel nach einem medizinischen Test Krebs diagnostiziert. Obwohl es erschreckliches Leid erlitt, blieb er auch währenddessen seinem Bund mit Gott treu. Er diente weiter in der Gemeinde und verkündigte den Menschen die Güte Gottes. In den letzten 2 Wochen wurde der Krebs jedoch aggressiver. Und Daniel musste viel Zeit im Krankenhaus verbringen. Am 26. Oktober 2021 verbrachte er die Nacht zusammen mit seiner Frau Vivi, betend und singend in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Am selben Morgen, um 6.55 Uhr, in völliger Stille und voller überwältigender Ruhe, vollendete Daniel seinen Lauf dieser Erde und ging auf erhabene Weise zum Herrn. Jetzt ist an dem Ort, an dem es keine Krankheit, keinen Schmerz, keine Schwäche oder Tränen mehr gibt, weil er mit unserem Herrn Jesus vereint ist, den er liebte und dem er diente. Nun ist Daniel Teil der Wolke von Zeugen, die uns ermutigen, voranzukommen, nicht aufzugeben, nicht müde zu werden, unserem Herrn Jesus, dem Retter, zu dienen. Daniel verabschiedet sich von seiner geliebten Frau Vivi, seinem geliebten Sohn Christian, Adrian und seinen Enkeln, Andreas, Vivien, ihr Mann Attila zusammen mit ihren Kindern Elias und Zoe, Elena und Marius Mahl,
zusammen mit den Kindern Fiona, Matthias und Joshua. Julian, Antonella, Benza mit ihren Kindern. Schwager Emil und Claudia Gauck und ihre Tochter Vanessa mit Ehemann Geo und Tochter Emilia. Seinen Brüdern und seinen Schwägerinnen, Petri und Bobby, Nello und Mariana, Lenuzza, Annika und Gicciu, Florica, Jakob und alle Enkel. In der Hoffnung des Wiedersehens verabschiedet sich Daniel von seiner Gemeinde, Philadelphia in Wales, die er liebte, für die er kämpfte, mit der er mit aller Hingabe diente. Von allen Brüdern und Schwestern, den Dienern aller Kirchen in Österreich und außerhalb, sowie von Freunden und Bekannten. Gott segne euch. Timpul s-a scurs. Câteva gânduri le voi avea la groapă, însă vreau să citesc două versete. Soția lui Daniel, sora noastră Vivi, dis de dimineață a fost lângă el, așa am înțeles, au cântat, s-au rugat și apoi el a spus, dimineața când s-au sculat, a zis, lasă-mă să mă duc, să mă întorc la stăpânul meu. Nu mă opri, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea, lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Domnul i-a dat izbândă în toată călătoria de 67 de ani. În toate lucrurile în care a fost implicat, Dumnezeu i-a dat izbândă. Mi-aduc aminte de un bărbat din Scripturi. Era în pragul plecării lui de pe pământ și Domnul i-a mai dat încă o lucrare de făcut și a spus, du-te și unge-mi-l pe cutare și pe cutare și apoi, da, e vorba de Ilie. N-a uitat fratele nostru Daniel știind că Domnul i-a dat izbândă în tot ce și-a propus și a făcut, încât s-a gândit la un urmaș pentru slujirea Bisericii Philadelphia și cu câteva zile înainte de acest moment m-a sunat și mi-a spus, Ioel, am avut adunarea Bisericii și fratele Florin Rus a primit votul Bisericii, ocupă-te mai departe de punerea în slujbă a acestui bărbat, în slujba în care am fost eu. Zic ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Philadelphia. Frați și surori, oameni iubiți în primul rând de Dumnezeu și de Dumnezeu prin omul acesta, care a fost pastorul vostru, colegul nostru de slujbă, Daniel Vițelar. Nu mă opriți! Domnul mi-a dat izbândă. Lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu. El s-a întors. El nu mai are lacrimi. Dacă l-ați văzut pe pastorul Ardeu cu lacrimi pe obraj, dacă m-ați văzut pe mine cu lacrimi pe obraj, vreau să vă aduc aminte că înaintea mormântului Lazar, Iisus însuși a plâns. Și toată lumea și-a dat seama că îl iubise foarte mult. L-am iubit foarte mult pe fratele Daniel și mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă, să ne sfătuim împreună. Pentru noi care am rămas, deși fratele Edwin a citit în germană acel verset, l-am avut pe inimă să-l citesc și eu cu voi, Evrei 13, versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Un om al credinței, un titan al credinței, un cărturar, un om al cărții, un om care i-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu și care l-a semănat în multe inimi, să-i urmăm credința și să nu cădem de oboseală, să mergem înainte prin credință, luptând pentru credință. Pe calea îngustă e luptă, cântăm noi o cântare. El a terminat lupta aceasta, mi-a sfârșit alergarea, am luptat lupta cea bună și noi
să ne ducem până la sfârșit lupta aceasta a credinței, încât într-o zi să intrăm în odihna veșnică. Dumnezeu, încă o dată zic, să mângâie familia întreagă, adunarea Filadelfia și poporul lui Dumnezeu în întregime. Slăvit să fie Domnul pentru toate. Amin. În timpul cântării fanfarei, familia în primul rând, după ce va fi scos sicriul, aici imediat în față este și locul unde vom depune rămășițele lui. Apoi, după familie, rând pe rând vom ieși cu toți afară și încercăm să păstrăm distanța, să fim alături familiei. Și după fanfară aș vrea grupul să se pregătească acolo afară să mai cânte o cântare. Vom avea câteva gânduri. Vreau să-l rog după cântare, fratele... Avem pe fratele Daniel Duncă în mijlocul nostru. După cântarea grupului să rostească o rugăciune și apoi câteva gânduri le voi mai rosti din Scriptură și va urma în timpul altei cântări a fanfarei să se coboare sicriul în țărâna din care a fost luat Daniel Vițelar și sufletul lui este acum în prezența Creatorului al lui Dumnezeu. Acum ascultăm fanfara și vom ieși rând pe rând afară. Ich bitte alle Trauergäste aufzustehen und ich bitte dann die Trauerfamilie, die Verwandten, Freunde, Nachbarn und alle übrigen Trauergäste, sich hinter den Sargträgern anzuschließen.
Ascultăm cântarea grupului acum, dacă vă puteți să faceți loc grupului să fie aici împreună. Apoi ne vom ruga prin fratele amintit, fratele Duncă, să rostească rugăciunea. Este tot poporul, este inimile noastre, Dumnezeu să reverse pace, o credință vie și sfântă, o încredere de neclintit în făgăduințele Lui. Apoi voi citi câteva cuvinte din Scriptura.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, Dumnezeul tuturor mângâierilor și Părintele îndurărilor, stăm în această zi înaintea Ta, Doamne, alături de familia Vițelar, familia îndurerată, Doamne, și Te rugăm frumos ca încă o dată Tu, Doamne, să o binecuvintezi. Tu să o mângâi, Doamne, Tu să o întărești, Doamne, Tu să o binecuvintezi, Doamne, cu o nădejde vie în inima lor, Doamne, pentru că noi ne-am pus nădejdea în Tine nu doar pentru viața aceasta, ci pentru viața de dincolo de moarte, Doamne, pentru viața veșnică, Doamne, pe care ne-ai dărit-o în dar, Doamne, prin moartea Ta, prin jertfa Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru că ne-ai făcut copiii Tăi, Doamne. Stăm înaintea Ta în această zi, Te rugăm frumos să binecuvintezi pe sora Vivi și să o întărești, Doamne. Binecuvintează-L pe Cristi, Doamne. Stăm înaintea Ta, Doamne Iisuse, Te rugăm frumos să lași pace în familia aceasta, să lași liniște, Doamne Iisuse, și credință și nădejde, Doamne. Suntem înaintea Ta, Doamne, și recunoaștem că suntem străini și călători în această lume, Doamne. Dar îți mulțumim pentru că ne-a dat dreptul să ne numim și să fim copiii Tăi, Doamne. Tu ești învierea și viața, slăvit să fie numele Tău. Binecuvintează-ne pe toți care suntem în locul acesta, Doamne. Ne aducem aminte că suntem călători, Doamne, și căci într-o zi vom pleca din lumea aceasta. Ajută-ne ca fiecare din noi să finalizăm, Doamne, alergarea noastră cu bine, Doamne, slujba, Doamne, pe care ne-ai încredințat-o și lucrarea în lumea aceasta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, binecuvintează în continuare lucrarea, lasă mângâiere, lasă binecuvântare peste fiecare care suntem în locul acesta și în mod special peste familia îndoliată, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Familie îndoliată, Biserica Filadelfia, oamenii lui Dumnezeu, stăm în fața unei gropi reci. Vreau să vă spun înainte acestei gropi reci, viața nu se termină în această groapă, ea aici începe abia. Fiecare din noi avem parte de o viață scurtă pe pământul acesta. Și 90 de ani dacă ai trăi este scurt în comparație cu veșnicia care ne-a făgăduit-o Domnul prin cuvânt. Însă perioada pe care o parcurgem pe pământul acesta este timpul lăsat de Dumnezeu pentru noi fiecare în dreptul nostru să decidem unde vrem să trăim după mormânt. Biblia vorbește despre două căi, despre două locuri eterne, un loc în fericire, un loc în prezența Creatorului al lui Dumnezeu, unde credem că fratele nostru Daniel a ajuns deja, și un loc despre care am citit aici, oameni a căror nume n-au fost găsite în cartea vieții, oameni care n-au găsit mântuirea și mântuitorul. Este un loc de plâns, un loc de chin și care este la fel de veșnic. El nu mai poate să facă nimic. El a făcut tot ce a putut până marți dimineață. Eu și cu oricare dintre noi mai putem face ceva pentru viitorul nostru etern. Și astăzi în fața acestei gropi reci, prin Duhul lui Dumnezeu te invit, te chem să spui: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Scrie-mi numele în cartea vieții când se vor deschide cărțile acelea, să-mi aud și eu numele și chemarea Ta: vino binecuvântatul Tatălui, de moștenește cu mine împărăția. Mai citesc un cuvânt din 2 Corinteni. Un cuvânt al lui Dumnezeu care spune:
Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Hiermit übergebe ich diesen Leib der Erde bis zum Tage der Auferstehung. Von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du werden. Îți mulțumim de speranța care ai pus-o în inimile noastre, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai creat din țărâna pământului și am trăit în trupurile acestea pământești, însă îți mulțumim că ai pregătit pentru noi toți trupuri de slavă. Îți mulțumesc, Doamne, că l-ai îmbrăcat pe Daniel în acel trup de slavă și acum trupul lui a fost așezat din țărâna din care l-ai luat. Pe noi care am asistat aici la momentele acestea, Doamne, sensibilizează inima noastră a fiecăruia și să dorim cu orice preț trupurile de slavă și viața eternă lângă Tine. Mângâie încă o dată familia, Doamne, și poporul Tău care stă adunat aici. Știm că venirea Ta este foarte aproape și semnele vremurilor care le trăim ne arată lucrul acesta. Vrem să ne pregătim, să ne întâlnim cu Creatorul nostru. Lasă binecuvântarea Ta peste tot poporul acum. Aș vrea să mergeți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Sora Vivi, frate Cristian și toată familia, Biserica Philadelphia, să mergeți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și să vă păzească. Să lăsați lumina feței sale să vă lumineze în fiecare zi inimile și umblarea voastră. Îndurarea lui Dumnezeu să fie peste voi, peste toți. Și Domnul să-și înalțe fața Lui peste voi în fiecare zi. Get unde de seg în gotes. De her segne und behüte uns. De her lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. De her erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Zum Schluss bitte ich nochmals die Musikkapelle um einen Choral. Kommen Sie noch mal. Thank you.
Sehr geehrte Trauergäste, im Namen der Trauerfamilie danke ich allen sehr herzlich für das gemeinsame Gebet, für die Blumen, für alle Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit und für die Teilnahme am Begräbnis von Herrn Daniel Wittelaar. Ein besonderer Dank den Pastoren, Herrn Pator Joel Rothario, Herrn Pator Fred Lambert und Herrn Pastor Edwin Jung, sowie allen Sänger und Sängerinnen und auch der Musikkapelle für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes. Liebe Trauergäste, verneigen wir uns nun alle gemeinsam vor der Grabstätte und bewahren wir Herrn Daniel Wittelaar stets ein ehrendes und liebevolles Gedenken. Nehmen Sie nun alle Abschied in aller Liebe und tragen Sie ein lebendiges Bild von ihm weiter in Ihren Herzen. Die Trauerfamilie bittet hier bei der Grabstätte von Kondolenzbezeugungen Abstand zu nehmen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie.
Thank you.
Facem repede o poză. Nu știu cum să le facem.
Kann er einfach ein bisschen näher, damit wir genau sehen. Genau. Und dann zu mir. 3, 2, 1, lächeln. Nochmal. Und eines noch. Super, danke schön. Aber du bist unbedingt.